Uitați-vă aici, aici. Robert, stai cu minte la poză. Stefi, Stefi, la poză. La poză. Doni, la poză. Păi ce? La poză. La poză, go, go, go. La poză, la poză. Stop, la poză. La poză. Eh, la poză. La poză. Hei! Aha! Dar Toni a fugit sus! Toni, jos! Coboră jos, rapid! Hai, Robert, să vedem! La poză! Toni! La poză! La poză! Ce-am aplicat chestionarul fără voia lor? Tu n-ai semnat un contract aici. În școală copilul învață din manualul lui. No, cum învață copilul din manualul lui? Manualul meu e diagnosticul. Cum da. Spun? Pe povești, pe din viață, nu poți să spun, de pe puteste. Dacă nu-i accepte problema, deja va ajunge asta. Dacă era un copil așa bun, nu-l lasă tot. Adică nu punea și-o dat cu liber. Deci eu lucra cu autism? Nu era un bărbat, nu era un lător. Nu era un animal. Și-aia e o profesare. Nu-i voie sus! Nu-i voie sus! Mama! Stop! Mama! Stai! Stai! Lia era deja la pedagogie. Super. Să cunoaște cum au iolătoare de română de la mama sa. S-a dus mama și-a rugat-o frumos pentru David, pentru nepotul. Rău frumos, Lia lucrează, că nu-mi spune pe rășuite mele la școală, cum zici tu. Că nu alunca să-l spui a Iulio. Da, 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 tanti Floarea, da, da, da. Nimic. S-a dus Sormea, nimic. Sormea s-a luat, mi l-a dus mie. Eu am lucrat în... Toni, s-a urcat sus! Mică! Toni, sus! Nu-i voie! Doar afară mergem, Robert, în casă nu e voie. Te rog, ascunsă-mă, bine? Nu, să nu sară pe geam, nu. Fără să vrea. E frumos? Știi, fii tu, n-ai voce. Hai la curte, vezi? Uite-te la mami, doar în curte. Vecina, da. Ochi albaștri, singură. Așa fără geam. Fără. Mâncăcioasă. Mâncăcioasă. Are 46, cât de chile ai? 45. Are 45 de kilograme. Dar n-are caracterul ei. E liniștită, aia arată nu. Wow. Nu, dar așa trebuie să fie. Mai bine așa. La mulți ani pentru Toni. Cum să nu? Și mamele lor. Da, Tatiaca. La mulți ani. La mulți ani. Uite ce rochie frumoasă are. Cu apă, îi se plouă. Toni Grichard, Toni, filma mea. Nu mai se joacă, știi de mine. Așa, pe de ce nu-i dacă trebuie să văd după copii. Toni, dă-i jucăria, că plânge, plânge. Sună telefonul. Ascultă, mă zic la mine, ne liniștim, da? Telefonul ăsta oricum o să ți-l ia înapoi. Păi nu se joacă el cu tine. Nu-i bun. Ține înapoi. Ce oraș, Stefanie. Ce zic?
de înapoi, numai că îi se pare interesant acum. Trebuie telefonul? Da, să mai fac minte cu ultimile care le fac. Pentru că de la 8 minute știi să pot pune pe YouTube. Bunica, să mergem la bunica. Mergem la bunica, bunica, asta e bunica. Bunica, bunica. Ea, Victoria. Victoria. Victoria nu-i bunica. Pune Victoria ceva. 70 de ani în 16 august. Da. Da. Și mă simt... Tânăr potent, potent financiar. Da. Și mă simt fantastic. Da. El este soțul al lui Victoria. Toni, Toni, cine e el? Știe, zice, e al lui Victoria. Are 54 de ani. Da. Are 74 de ani. Eu spun adevărul. Acum, dacă vrei să te sustragi... Am cu să... De ce mă pune? Câți ani are? Spune adevărul. 76. Are dreptate soția. Da, dar nu ți-ai dat seama că are 76? Nu. 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 Nu, îi arată bine, e cochetă. Are amantă, lucrează, merge pe bicicletă, face zbor. De ce are amantă? Am zis, cum te înțelegi? Cum? Amanta cum e? Face sport pe bicicletă. Da, dar pe el știe, că pe mine nu mă interesează. Am înțeles, deci vede ce, deci amantă. Nu, dar eu am auzit că are vreo 3. Deci voi vă vorbiți adevărul, ea știe de una. Vezi că nu zice nimica. Da. Tace, păi, tace. Ce dar eu îi respect plăcerile. Și tu câți amanți ai? Am ajuns când ești din vârsta, casă? Am ajuns la vârsta înțelepciunii. Da. Da, dimineața vine seara târziu acasă. Și câteodată nu vine eu. Ba nu, vine. În fiecare seară vine acasă. Bine, că vine. 4-5 ceasuri le petrece în mod dubios, da? Dar tu de unde știi că în mod dubios? Nu justifică. Eu zic că în mod frumos. Frumos. Eu te înglumim, dar au dreptate. Au dreptate. Eu mă gândesc. Trebuie să te bucuri de fiecare minut, de fiecare secundă, că nu se știi că următoarele sunt ale tale. Normal, viața e un suflu. Da. O suflu cu o coadă. Da, bineînțeles. Și atunci, în cazul ăsta... Da, e o coadă, dar e suptă. Râdem, glumim, dar au dreptate. Da, da. Ești foarte frumos astăzi. Ai întinerit cu ceva... Să-mi ba pula, pardon. Pe cuvânt, foarte fain. Da? Așa să-ți faci, părere. Nu mai spune, de asta... Da, liberă. Da, asta e mai sănătos decât asta. Nu. Deci, asta doresc să fii fericită, să mai faci un copil. Da. Deci, exact ce nu se poate. Dar nu se știe niciodată. Să-ți găsești o pereche. Bunica, bunica, bunica. Sâmbește, bunica. De ce ai stins lumina? Lumina! Da, da. Mersi. Asta e bunica. Să vă arăt bunica cum îi. Cu ce ești îmbrăcată? Tony Padirice. Este o roche Tony Richardson. A făcut 5 copii. Are amant. Doamne, să numai puțin. Ce are soțul tău? Degeaba.
Ce are? Prietene. Are prietenă. Prietene, toată lumea mi-a simpatizat. Numai pe ea o iubesc. Trageți burta că te filmez. Da. Dar mi-avea fardul de la Diana. Da, da. Și scoate formonem. Din alea. Formonem, că îl trag burta, îl trage și el. Să umfle. Contul, pune-mi, cont cât ai. Să umfle. Mama,